Bună ziua, vă pup și bine ați revenit. Astăzi suntem în grădina cu legume, care încă mai funcționează, să spunem așa, pentru că vremea ne permite. Este cald, frumos și astăzi o zi perfectă, plină de soare, foarte cald, senin, este o minunăție de zi. Am să vă arăt ce mai am pe aici prin grădina mea cu legume, pentru că, așa cum v-am spus, funcționează în continuare. Ardeiuții sunt o grămadă și ce credeți, chiar și acum mai sunt floricele, o grămadă de ardei, roșioare, gogonele de fapt, dar încă se mai copt, ardeiute, pătrunjel, dovlecei, fascole verde, cartoiul primăverii sau al domnului mai degrabă. Și pentru că timpul a fost frumos, a fost cald, a mai plouat, a mai udat și noi, s-au făcut toate și se fac în continuare. Am să vă arăt așa cum arată. Ardeii sunt minunați. Ardei gras, ardei iute, ardei capia. Zilele trecute a fost așa o vigilie. Am mai dat jos din ei, pentru că soarele, nu știu dacă se văd, dar am să vi arăt apoi. Sunt micuțe și sunt foarte încărcate. Sunt și câte 5-6 ardei la fir. Și datorită faptului că a fost vigilie, vă dați seama, firul n-am mai citit în sine și l-au căzut. Sunt și gogoșare acolo o grămadă, am băgat și din ei la oțet, am tăiat și pentru la lată, de pus așa în punguțe, am mai pregătit mama așa și cu roșii la sticlă, pentru iarnă, pentru ciorbică, combinat așa ardei gras cu roșii, cu pătrunjel. Dar, așa cum v-am spus, sunt o grămadă în continuare, mai avem și morcovi în pământ. Este foarte plăcut când faci o mâncărică, o ciorbică, dai fuga în grădină, cum se spune, și scoți un morcov, mai rup 2-3 ardei. Ceapa avem acolo în cămară, v-am arătat că s-a făcut destul de mult și este destul de plăcut și foarte sănătos în același timp. Am să vă arăt așa ardeiuții, să-i vedeți și dumneavoastră cum arată. Sper că și dumneavoastră, mă refer aici la cei care aveți grădini cu legume, aveți așa lucrurile în ordine în grădină, că încă mai aveți legume și, nu știu, anul acesta au fost într-adevăr mai multe probleme, știți și dumneavoastră, chiar și cu seceta, dar una peste alta suntem mulțumite de ceea ce s-a făcut și știți și noastră cum este. Dacă nu este muncă și apă, nu prea sunt rezultate. A fost seceta care a fost, ne-am simțit, dar asta este. Una pe alta, chiar suntem mulțumite. Pentru cei care se ocupă cu grădinele la modul că merg să vândă roadele, este mai greu, într-adevăr, și cu siguranță a fost mai greu, pentru că cu așa secetă au avut de lucru mult și cred că săracii oameni nici n-au scos cheltuielile pe ceea ce au investit. Dar așa pentru noi care le ținem pentru consum, să spunem, a fost o zupestă. Mai mult de atât, nu știu că se putea. Într-adevăr, un an în urmă a fost rezultata mai bogată, dar suntem mulțumiți. Sperească Dumnezeu de mai rău, pentru că știți dumneavoastră, poate să fie mai rău pe atât. Dar este totul în regulă. Mă uitam la dovlecii că satia sunt plini de flori, ceea ce denotă că încă se mai fac. Ieri a fost o vijelie, un vânt așa mai puternic și am mai rupt prin ardei, i-am găsit așa pe jos, dar i-am adunat și voi pregăti așa pentru pus la punguțe, să-i punem la ladă pentru iarnă. Și fasole verde am mai cules, după cum vedeți și din cealaltă păstăi și din cea verde așa fideluță. Mai este încă o grămadă, chiar mai are și floricele și face și ea sărăcuța în continuare. Chiar și acum este un vânt destul de puternic, deși este cald, e soare afară, dar asta este. Ardeii foarte frumos arătau, după cum îi vedeți, păcat de ei, dar asta este. Ia rup, pentru că sunt foarte încărcați pe fir și asta avem ardei capia, care uitați cât de încărcați sunt,
cât de grași și frumoși sunt 2, 3, 4 la fir, chiar 5. Aici în spate mai este încă unul. Cred că se vede. Deci uitați, firul este mic, iar ei sunt foarte grași, foarte mari și vă dați seama ce greutate susține bietul fir. De aceea când este vijelie, cam greu cu ei. Ia uitați cât de încărcați sunt, deci incredibil. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Doamne, 10, 11 ardei. Uitați cât de mari sunt și de sănătoși. Deci imaginați-vă un fir atât de mic să țină 11 ardei. Nu știu cum îi susține și așa. Toți sunt foarte, foarte încărcați. Tutu să nu-i de ochi, deci uitați cât sunt, nici nu-i mai număr, dar sunt o grămadă, sunt încă verzi, pe aici printre frunzulițe. Sunt plini, plini. Au fost și îngriziți cei drept, săpați, curățați de buruieni, deci chiar au fost îngriziți. Au rodit bieții de ei, uitați cât de sănătoși și de mari sunt și de bogați. Toate firele sunt efectiv pline, pline. Sunt așa pe aici și din cei roșii sau mai copt. Sunt așa firele, ia uitați cât de micuți, plini, până la capăt. Deci am cules o grămadă din ei, am pus la ladă, așa cum v-am spus, la tot felul de conserve și rodesc și se fac o grămadă. Deci anul acesta, la capitolul ardeilor, am stat perfect. Aici mai avem alte rânduri de ardei și am să vă arăt apoi mai detaliat. Uitați, încă sunt floricele, deci chiar încă mai fac ardeiuți din aceștia. Deci uitați, plin de ardei toți. Sunt așa pe 3-4 rânduri. Și acum am să vă arăt mai detaliat. Sunt ardei mai micuți, din aceștia gogoșari, din cei grași, iuți, deci uitați câți am cules, încă au floricele, ardeii mai mici, aceștia sunt care au mai făcut încă, după cei care i-am cules, și ardeiuți printre ei. V-am spus că anul acesta am amestecat răsadurile, nu am mai știut care cum sunt și i-am pus așa. Au mai ieșit ardeiute printre aceștia capia și gras, dar nu este o problemă, nu este absolut nimic. Uitați câți mai sunt încă în procesul de creștere, să spunem. Nu am avut probleme cu dăunătorii, mulțumim lui Dumnezeu, cu mană, cu nimic absolut, absolut nicio problemă la niciun fel de legume. Iar la capitolul ardei, pe aici mai sunt gogoșari, v-am spus, am stat excepțional, pot să spun, anul acesta. Și pe aici, anul trecut vă spun că era noiembrie, încă nu dăduse așa înghețul foarte tare, iar eu aveam ardei în grădină. Deci rupeam ardei din grădină și puneam la mâncare. Apoi când a început să fie așa mai ger, am pus o folie așa imensă peste ei și i-am păstrat, credeți-mă, până pe la începutul lui decembrie, pentru că apoi au început să se moaie și nu am vrut să îmi bat joc de ei să se strice, atunci am cules pe toți care mai erau, i-am tocat și i-am pus la ladă.
Dar vreau să vă spun cât de roditori, pentru că dacă sunt îngrijiți și probabil că i-a prins toamna tot ca pe aceștia așa micuți și cu floricele, ei rodesc. Aici ardei iute, cu ardei gras. Aceștia sunt o minunăție, foarte iuți și gustoși, îi ador. Avem pisicuța extraterestra, așa o cheamă, care vine și ea după mami, pe aici, pe la gărzulețul grădinei de legume. Este și pisicuța Antonia, cea cu ochii albastri, cănind ca cerul, de un albastru bleu impecabil. Antonia! Au venit și ele după mame aici în grădinița cu legume, pentru că nu stau fără mame. Aici a fost puțină iarbă pe care am lăsat-o așa lângă gard, ca să mai facă puțină umbră, pentru că avem fasolea verde pusă aici mai lângă gard și să nu bată soarele direct pe ea. Iar acum s-a uscat iarba, va trebui să o zumulim. Da, mami, da, pui. Avem fasolea verde, din care am cules tot timpul, chiar și acum mai are păstăi și încă mai face, pentru că încă mai are floricele și ea, după cum vedeți. Este și din aceea lată, galbenă, și din cea verde păstăi, plină de floricele, după cum v-am spus, verde și frumoasă și ea, și foarte roditoare. Din aceasta verde așa păstăi, din cea galben așa lată. Încă mai are și pe aici, dar o mai lasă crească. Am mai cules din ea. Da, mami, pe aici. Încă mai are pe aici fasole. Și așa cum v-am spus, încă plină de floricele. Am mai adunat și puțină fasole verde din nou, pentru că încă mai este pe aici câțiva ardeiuți care erau căzuți și încă mai are pe aici păstăi. Să vedem pe unde mai găsim. Pe aici a trebuit să o rup cu grijă așa. Și din cea galbenă mai este. Stâncuțele au un program artistic în stejar. Fac acolo un întreg tril, un concert. Deci fasolica mea rodește în continuare, după cum vedeți. Aici avem răzorașul de pătrunjel.
verde și frumos și el. Și nu vă spun ce miros are, cum se simte acum când sunt aproape de el. Și foarte gustos. Când îl rup și îl pui la mâncare, este o minunăție. Foarte aromat și gustos și minunat pentru ciorbică și pentru mâncărică. Dacă va veni gerul, o să-l acoperim și pe el cu o folie, pentru că se păstrează foarte bine sub folie, am observat. Și dacă îl îngrijești, îl ai mult timp. Avem dovlecei și ei niște frumoși, foarte roditori de asemenea. Am pus o grămadă la ladă, după cum vedeți, plin de floricele și aceștia, chiar și cu dovlecei mai mici, încă în formare. Mami, ai venit și aici, puiule? Alți dovlecei și pe aici, sunt o grămadă, floricele de asemenea, pentru că și lor le-a mers foarte bine. Au fost și ei îngrijiți, săpați, udați și, după cum îi vedeți, sunt în proces actual de creștere. Dovleceii formați, floricelele. Da, mami, da, pisicuța extraterestră mă urmărește, nu mă lasă deloc, nu mă slăbește, este aici după mine. Am pus dovlecii la ladă pentru mâncărică, i-am tăiat și așa feliuțe mai groase pentru a-i face pane și se păstrează minunat și la ladă. Dar și așa când îi culegi proaspeți din grădină, sunt o minunăție, foarte gustos și bun. Mai am încă un dovlecel care și el a făcut dovlecei o grămadă, dar încă plin de flori, după cum îl vedeți. Îi merge foarte bine aici peste, pentru că este într-un loc așa un pic mai umbros, bate și soarele, dar nu așa exact pe ei, pentru că dovleceilor nu le place soarele așa în exces. Este foarte bun locul din câte am observat pentru ei, un pic mai umbrit așa. Dar bineînțeles, aibă acces și soarele și atunci le merge de minune. Acesta nu este în grădină, este în partea cealaltă unde am mai pus noi legume și foarte bine i-a mers și lui aici. Aici avem morcovii, care și ei sunt verzi și frumoși și foarte sănătoși de asemenea. Nu i-am scos pe aceștia din pământ pentru că i-am lăsat să scoatem așa proaspeți atunci când gătim și când avem nevoie de ei. Am tot scos când am gătit, când am pregătit salate de biof și am zis că este mai bine să-i lăsăm aici în pământ. A, unul pe aici a ieșit și morcovii la fel, anul trecut i-am lăsat în pământ până a înghețat pământul aproape și nu a fost absolut nicio problemă. Chiar cineva îmi spusese că și pe tipul înghețului se păstrează foarte bine în pământ. Atât că este mai greu de scos, dar să știți că nu se strică și în pământ nu îngheață. De obicei știu că se scot iarna, se țin în lădițe cu pământ, cu nisip, de fapt, dar eu așa i-am ținut. Nu mai sunt așa foarte mulți morcovi, deci nu are rost să-i scot, îi lăsăm în continuare așa și când pregătim mâncarea, îi scoatem atunci, parcă este mai... altfel, mănânci mai cu poftă. Cerul este impecabil, ca o zi senină de vară, nu este absolut niciun nor. Este foarte cald și acum, chiar dacă suntem la jumătatea lunii septembrie, este o minunăție. O adevărată zi de vară și sper să ne ajute Dumnezeu ca timpul să fie frumos în continuare și să ne bucurăm de soare cât mai mult. Și să știți, chiar și acum am continuat să udăm. Pentru că ardei care sunt ceea ce mai este pe aici din grădină, dovlecei, pătrunjelul, mă rog, ceea ce v-am arătat, nu ai cum să le lași așa și am continuat să udăm. Pentru că am mai fost zile așa, dar
se poate să le lăsăm așa. Asta este. Vă pup, dragii mei, să aveți o noapte liniștită și numai bine. Și vă mulțumesc de suflet pentru tot.